mi s-au vinit toate planetele și așa am reușit să obțin camera, că dacă nu, încă nu știu ce mi-a ajutat acum. Cât am înțeles, o creată oare vizită altă credere, dar în orașul vecin și trebuia cineva vizită o cazare până atunci ar trebui să le facă una dreptă cu autobuz în fiecare zi, pentru că studenții nu sunt orandezi, de obicei cine nu vizită cazare încă cu alți studenții internaționali. Și din această cauză, pentru că sunt din țări internaționale și dacă n-au două, n-au transportul practic și trebuie să plătească cu transport în fiecare zi, dusători și ar fi fost un hit. Doar am avut noroc și am găsit într-un final cazare. Ce poveste, ce peripeție. Pentru mine n-a fost așa de dificil, m-a apucat, eu sunt în anul 2, Cosmin e în anul 3, așa că acum, în 2017, am început să caut și am căutat pe diverse site-uri de cazare în Breda, pe care acela pe care l-am folosit cel mai des a fost Click for Hammers, unde mai multe posibilități de cazare erau din Breda, erau postate acolo și tu trebuia să reacționezi la ele, primul care reacționa prima și camera. Așa că eu am început să reacționez din timp și cred că undeva într-o lună am primit și cazarea. Și viața de noapte, să zic așa, sau unde ieșiți prin oraș? Viața de noapte în Breda, cred că mi se pare Breda un oraș foarte, foarte echilibrat, pentru că are și partea de viață de noapte și partea de agitație din mijlocul orașului și diverse localuri sau cluburi unde poți ieși, dar în același timp ai și parte de liniște, poți să stai acasă la tine, să nu fii deranjat, să mergi în parc unde găsești o atmosferă mult mai relaxantă. Deci mi se pare că Breda este un oraș perfect unde să te muți ca străin. Se pare că are de toate și din punct de vedere al mărimii este perfect. De asemenea, eu mă deplasez peste tot cu bicicleta, ceea ce câteodată poate fi foarte, foarte dificil pentru că plouă foarte des aici și când nu am posibilitatea sau când nu vreau să mă duc cu bicicleta din cauza condițiilor meteo, mă duc cu busul. Voi cum vă deplasați? Eu la fel cu bicicleta, mereu când am avut foarte mare noroc, am învățat să merg cu bicicletă, în experiența mea, cum ai spus, am învățat să merg zi, pe clasa 5 sau la 6 am învățat să merg bicicletă, după aia, până la 7, am luat probleme cu bicicletă, că am strâns bani și m-am plimbat o vară, două cu ea, după aia am început liceul și n-am mai avut timp de nimic și mă bucur când am ajuns aici, că mers pe bicicletă, nu s-a uitat. Cu toate că am fost cam stângaci la început, dar după câteva zile m-am obișnuit și acum nu merg nicăieri fără bicicletă. Pur și simplu cobor din fața casei, mă urc pe bicicletă și unde trebuie să merg, parchez bicicletă la intrare și aproape nu am mers deloc, aproape nicăieri. Cred că n-am ajuns aici și mi se pare super ciudat, pentru că, în general, Suceava fiind un oraș destul de mic, poți să mergi pe jos, oriunde ai avea treabă și preferam asta pentru că de obicei era vreme destul de bună și simțeam că mai fac și un pic de mișcare. Dar aici, când tot fac mișcare, ne vin pe bicicletă și mă simt un pic mai sănătos, că am o viață de sănătate mai sănătos. Se balansează cu mâncarea nesănătoasă pe care o mănânc uneori și e interesant. Da. Aici toată lumea circulă cu bicicleta. Eu am noroc că facultatea mea este la 3 minute de unde locuiesc, deci nu trebuie să mă deplasez cu bicicleta, iar la 7 minute de gara centrală. Deci am avut noroc, ce zic noroc, nu a trebuit să folosesc bicicleta, deși am o bicicletă pe care o folosesc să mă duc până la piață sau în diferite locuri. În rest, și eu mă deplasez cu autobusul sau cu tramvaiul, care sunt foarte bine puse la punct, fiind din 5 în 5 minute, să zic așa, și pot să ajungi oriunde în Haga. Pentru a destindea puțin atmosfera și a ne cunoaște mai bine, aș vrea să vă adresez o întrebare fulger. Care este orașul preferat pe care voi l-ați vizitat? Cosmin, te las pe ok, din...
cred că orașul meu preferat până acum, care am reușit să vizitez, a fost Parisul. Am vizitat în această toamnă, când am avut o mini-vacanță de toamnă, o săptămână sau două, în octombrie. Soarea mea, cum studiază la Paris, m-a invitat să văd orașul împreună cu ea, să fie ghidul meu. Și am acceptat și când am ajuns acolo am fost uimit. Diferența între Breda și Paris, aici sunt doar oameni pe biciclete, mașini personale sau autobuzul. Iar acolo erau oameni pe biciclete, pe motociclete, pe scutere, pe jos cu mașini, cu tramvai, cu metrou, cu trenul și am fost uimit în primele zile când noi eram obișnuit, mi se părea atât de multă lume din toate colțurile lumii și toate că aici este lume toate diverse, toate colțurile acolo au fost șocat pur și simplu numărul de oameni care erau în zone turistice și de tot la Paris m-a atras foarte mult atracții turistice, în Notre Dame a fost preferatul meu, am stat mereu când aveam un bagaj liber, soarele trebuia să merg la facultate, să vezi niște cursuri cu mine, lăsat în zona în orașului și mă lăsat să mă plimb de singur și mereu ajungeam la Notre Dame, am venit de frumusețea catedralei și cred că da, până acum la Paris, la oamenii, arhitectura orașului este super frumoasă, monumentele sunt foarte interesante și faptul că, nu știu dacă toată Franța sau toată zona asta, nu e dacă am vreo 35 de ani și dacă e student ai care gratuit la orice muzeu și am profitat de asta la maxim. Eu o să dau un răspuns fulger la întrebarea asta. Fulger, pentru mine, orașul preferat pe care l-am vizitat este Londra. Mi se pare că este un oraș în care poți să faci orice, la orice vârstă ești și dacă ești adolescent și dacă ești mai în vârstă, poți să faci orice în orașul ăla. De la vizitat, la petrecut, la făcut cumpărături, la văzut muzee, mi se pare superb. Ca tine? Pentru mine, orașul și în același timp țara pe care am vizitat, preferată, pe care am vizitat-o, este Singapore. Dar eram prea mică, poate, ca să apreciez unde am fost, dar țin minte că m-a uimit foarte mult cultura lor și infrastructura orașului și toate atracțiile și țin minte că am fost uimită de acel oraș. Am și eu o întrebare pentru da. Urmăriți emisiunile Student TV? Bineînțeles, îmi face foarte mare plăcere când am puțin timp liber și când mă uit pe Facebook să văd emisiunile live Student TV în același timp și când mă mai uit pe YouTube. Să le văd și acolo. Mi se pare foarte interesant să aflu noi informații sau să aflu despre viața colegilor mei din alte state, studente mei din Olanda. Și mi se pare foarte, foarte interesant să văd ce mai fac, ei cum trăiesc, la ce învață și așa mai departe. Tu? Eu, mereu când am puțin timp liber, intru pe live-ul pe Facebook de la Student TV. Mereu când fac de mâncare, când bucătărie, lucrez la un proiectul la școală și trebuie doar să scriu fără să mă atrag foarte mult atunci când am un pic de, oricând am un pic de timp liber, intru pe live-ul pe Facebook, ascult ce spun colegii mei și mă trag ori prin comentarii în casă cineva, adresează vreo întrebare și pot să răspund sau poate să ajut cumva, încerc cât de mult. Și eu le urmăresc și nu uitați să ne urmăriți emisiunile pe Facebook și pe YouTube și să porniți notificările ca să fiți la curent cu toate informațiile pe care vi le putem oferi. Yeah. Acum cred că a venit și momentul să explicăm ce înseamnă cursul de GCRS. Global Confederation of Romanian Students este o asociație non-guvernamentală cu sediu în Suedia, care a fost înființată de către studenții români pentru alți studenți români care au plecat în străinătate să studieze. Ei îi ajută pe aceștia cu un anumit concept care, în rândul lui, îi ajută pe acești studenți să aplice la bursele oferite de către statul în care studiază. Încă o dată, repet, aceste burse nu sunt oferite direct de către GCRS, dar ei te ajută să aplici la bursele oferite de statul acela.
Bursele acestea sunt undeva în valoare de 1000 de euro pe lună. Pe lângă acești bani oferiți de stat, de asemenea, statul îți oferă un card de transport cu care călătorești gratis în timpul săptămânii sau în weekend în toată Olanda, ceea ce este foarte, foarte util de asemenea, pe orice mijloc de transport. Și cum se întâmplă acest proces? Tu devii freelancer în țara în care studiezi. Global Confederation of Romanian Students îți fac un contract de colaborare cu ei și așa tu poți aplica pentru aceste burse. Cred că este foarte important, pe lângă faptul că noi putem accesa aceste burse, este și foarte important ca noi, jurnaliștii, putem informa studenții din România interesați în studiile în străinătate și îi putem informa despre faptul că pot să studieze în străinătate și dacă nu au posibilitățile financiare necesare. Și că toți ne putem urma visul, să zic așa, de a veni să studiem în străinătate. Dacă aveți alte întrebări, nu ezitați să ne contactați pe Facebook, în secțiunea de comentarii și de asemenea vă invităm să apreciați paginile noastre de Instagram, Facebook, YouTube și Twitter. În cazul în care dorești să faci parte din